Caravana nu am făcut destul organizată de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a încheiat testările medicale gratuite din acest weekend, dar acțiunea nu se oprește aici. Sâmbătă și duminică echipele medicale s-au aflat în localitatea Ștefan cel Mare din județul Argeș și în hotarele județul Giurgiu. Au fost efectuate recoltări de sânge, ecografii la sân, teste privind depistarea cancerului de prostata, cancerului de coluterin și a pulmonar, dermatoscopii, măsurarea tensiunii arteriale, testarea glicemiei și evaluarea ale riscului de boli cardiovasculare. Caravana nu am făcut destul, care a pornit la drum pe 24 septembrie, va fi weekendul viitor în localitatea Ștefan cel Mare din județul Argeș și în Periș, județul Ilfov. Anul acesta, pe traseul caravanei aflate la a noua ediție, se află comune din județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu și Ilfov. Până în 20 noiembrie, când se va încheia acțiunea, circa 1000 de persoane din mediul rural vor beneficia de testări medicale gratuite. Asistența este asigurată de medici specialiști și rezidenți, asistente medicale, studenți mediciniști și elevi ai școlilor post